De suporter cu pasiune, emoții și faze de poartă. Cu tribune pline, fotbalul e bine. Câștigă fotbal cu un nou meci din Casa Pariurilor Liga 1. Arena Națională, din nou în febra meciurilor mari. Sunt în jur de 10.000 de spectatori. Avem și două galerii pătimașe, zgomotoase, două galerii inamice, o vreme superbă și un teren impecabil. Totul este pregătit pentru spectacol. Este încă un meci greu pentru Rapid, echipă care va încerca să demonstreze și în această seară că seria incredibilă de victorii nu este întâmplătoare. Giuleștenii se pregătesc să mai facă o victimă din lumea bună a Ligii 1. Craiova lui Rotaru a început modest sezonul, e pe la mijlocul clasamentului, dar e o echipă de care se tem mulți. O echipă cu jucători buni, o echipă cu un antrenor de top, o echipă cu pretenții de campion. Arbitrul acestei partide este Radu Petrescu, ajutat de Mihai Marica și de George Neacșu. Rapidul a intrat pe teren. Sunt două probleme în apărare, două absențe mari, Dragoș Grigore și Junior Moraes, înlocuiți cu Dandea și Goge. Lipsește în continuare Sefer, care este suspendat. Rapid așadar cu Moldovan în poartă, Belu, Săpunaru, Dandea și Goge în apărare. Goge în apărare, Crepulia, Albu și Ilie la mijloc, pe față Carnat, Bălan și Plistei. Eu o să-mi cer iertare că nu îmi sincronizez comentariul cu imagini, cu imaginile pe care le vedeți dumneavoastră. Deocamdată avem o problemă tehnică și monitoarele nu funcționează. Deci nu știu ce vedeți dumneavoastră acasă. Craiova cu Piliaceli în poartă, Vlădoiu, Găman, Screciu și Bancu în apărare, Fedele, Gustavo și Nistor la mijloc, față Câmpanu, Marcovici și Vătăjelu. Mateiu accidentat în continuare, la fel și Ivan. Sunt numai 3 străini în primul 11 al Craiovei. Dincolo, Rapidul cu un singur străin, cu croatul Crepulia. Un duel frumos al galeriilor, care bineînțeles s-au salutat în cel mai cordial și trivial mod cu putință, dar n-ai cum să ieși din tradiții. Și atmosfera este într-adevăr frumoasă. Să sperăm că și meciul va fi pe măsură. Rămâne de văzut cum va reuși Rapidul să își păstreze aura de echipă care nu ia goluri, echipă cu o defensivă inexpugnabilă, în condițiile în care doi dintre oamenii de bază ai apărării lipsesc, Dragoș Grigore și Junior Moraes. Meciul a început, Rapidul atacă la poarta din dreapta. A fost Carnat, întreperare și Lie, foarte bună preluarea, nu, a doua atingere a fost imprecisă și Craiova recuperează. Bancu, o demarcare bună a lui Gustavo, care mută jocul pe flancul drept. A venit și Vlădoiu la învăluire, însă acțiunea lui Marcovici continuă în... Nu, a fost Câmpanu. Acțiunea lui Câmpanu continuă în zonă centrală și lovitură liberă. Craiova în continuare în posesie, minge scăpată pe sub picior de Vătăjelu. Vătăjelu trimis mai în față de Reiecamp, Vătăjelu și Bancu, o pereche de
jucător de bandă de valoare, cel puțin raportându-ne la standardele Ligii 1. Fedele și acum Valerica Găman. Găman pentru Screciu, cei doi sunt stoperii Căminului. Bancu se demarcă bine, Bătăjelul foarte bună, pasa lui Bancu, centrare care traversează careul și un jucător de la Rapid este Săpunaru a fost călcat probabil involuntar de între adversari. Și cred că este vorba despre Marković. Pur și simplu vuiește stadionul de scandări, de încurajări sau de mai tare, evident, galeria Rapidului. Galerie masivă care a ocupat toată peruza din spatele porții lui Horaciu Moldova. Săpunarul își va reveni. O să mă iertați că nu comentez nici reluările, am unde să le văd. Poate că e mai bine așa. Puteți să vă face singuri o părere despre fazele în cauză. Goge aruncă de la margine. Craiova urcă în pressing, un pressing agresiv condus de Gustavo, centrează Horaciu, ce degajează Horaciu Moldovan. Stovinge trimisă cu boltă. Carnat. Ce putare al Craiovei. Pressing energic. Că Rapidul nu pare deranjată de această manieră, pentru că Rapidul este o echipă care stă la cutie, în primul rând pune accent pe apărare, echipă care nu vrea să ia goluri, apoi mai vede ce se întâmplă doar pe un contraatac, și acum a fost de exemplu la Botoșani, cu acele două goluri marcate pe final, condițiile în care zice Botoșani, o echipă care știe jocul, care combină frumos, a avut o posesie superioară. Nistor. Găman. Atacă un spațiu liber, iese la margine. Plecat Vlădoiu, pasa lui Găman însă nu poate fi controlată de tânărul fundaș dreapta al Craiovei. Din nou Găman. Stoperul Craiovei are știința jocului, este un fundaș extrem de tehnic, de elegant și de corect în cele peste 360 de meciuri în toate competițiile. Găman nu a primit nicio eliminare, n-a primit niciun cartonaș roșu, n-a fost eliminat niciodată. De asemenea, cele 14 meciuri la echipa națională de seniori, Găman nu a primit nici măcar un cartonaș galben. Foarte bine a lăsat această minge de Gustavo pentru Bancu. Centrează Bancu. Centrează un pic cam înaltă. Câmpanu a trecut pe sub minge. Și Goge se convinge cu totul în afara terenului. Nu a fost Cristei. Fedele. Bancu. Nistor sare peste minge Gustavo. Acum Rareș Ilie cu un exterior frumos în margine.
dezechilibrat, faultul a venit puțin mai târziu, o lovitură liberă pentru Craiova. Pasă din prima nereușită, plecase Gustavo de acolo. Și acum din nou lansare în adâncime pentru viteza lui Carnat. Minge aproape că îl mângâie, cade foarte aproape de el. Vine centrarea și vine Cristei, care nu reușește să stopeze acest balon. A ajuns apoi la Albu. Albu greșește, i-a pasat lui Carnat, care era în offside. Carnat n-a jucat mingea, pentru că e mai ușor de recuperat o aruncare de la margine decât o lovitură liberă, care probabil că, din care probabil că mingea ar fi ajuns în terenul rapid. Cercă să arunce Bancu de la margine. A venit Fedele, Bancu. Nu Fedele. A venit Nistor să ia mingea de la stoper. Întâmpină Cristei. Ricoșeu, care aduce mingea în posesia Rapidului. Acum pe Goge. Primește Albu cu spatele la joc. Iese foarte bine însă din acel crește. Și pasează bine la margine. Cristei. Acțiune rapidă a Rapidului. Foarte bună această demarcare, această învăluire a lui Goge. Și primul corner al meciului, acest minut 8. Treaba se apără om la om, cu liberă și cu jucător la bară. Prima bară. Combinație scurtă. Carnat, vine centrarea. Piliacelli reușește să boxeze acest balon. A ajuns cu greu la el. Nistor degajează în lung de linie. Mingea rămâne în teren. Dar se pare că în aer a depășit linia de margine. Belu. Belu în duel cu Vătăjelu. A fost fautat Gustavo. Gustavo este golgheterul Craiovei, are două goluri. A marcat cu Botoșani și Voluntari. La fel și Markovic, el are tot două goluri. Craiova este o echipă care se încălzește greu. Are 7 goluri marcate până acum în 6 etape. E bine, un singur gol a fost marcat în prima repriză. Alunecă Fedele. A fost contrat. Acum Găman. Lovim mingea din foarfecă. Prinde Horațiu Moldovan. Până la 12 ani, Horațiu Moldovan a fost jucător de câmp. Împrejurările l-au forțat să devină portar. Goge. Pasă bună, gătușă. Încearcă să intervină acolo Câmpanu. Minge în zona centrală. Jocul continuă cu acest șut al lui Cristei cu piciorul drept. Putea fi mai plasat. Oricum, început tare de meci. Craiova încearcă jocul de posesie, încearcă pressing-ul, încearcă să aibă cât mai multă vreme mingea. De cealaltă parte, Rapidul are aceste acțiuni de comando. Se joacă repede, se joacă penetrant. Și l-am văzut pe Cristei gata să finalizeze. Gustavo. Bancu este în urma lui, învăluie acum Bancu, Gustavo, zona centrală, control imperfect al lui Vătăjelu, Cristei blocat, reușește totuși să paseze. Belu trimite un lung de linie, care va recuperează.
dusă către Crepulia. Crepulia are un rol esențial, cel puțin în sistemul defensiv al Rapidului, deși apare și la acțiune de atac. Crepulia a făcut câteva meciuri foarte bune până acum. Iată-l acum pe Rareșilie. Bun, 1-2-ul. Rareșilie este la marginea careului. Este talonat acolo de Vlădoiu. Reușește să paseze în spate. Un șut care s-a vrut din întoarcere. Rapidul recuperează. Belu. Ritmul este bun. Destulă pasiune în dueluri și multă energie. Energie venită și din tribune. Iată o trecere frumoasă a lui Nistor, care avansează. Sucează Nistor, niciun fel de problemă pentru moldovan. Mai degrabă încălzit de această minge trimisă destul de prietenos de Dan Nistor, dar acțiunea sa a fost frumoasă. O prindere frontală cu eliminarea adversarului și iată cu un șut nu tocmai periculos. Săpunaru înapoi. Belu. Carnat. Pasă bună lui Carnat cu călcâiul. Acolo este un faul cam de galben. A fost doborât Bălan. Să vedem dacă ține minte arbitrul. Cred că Screciu este cel care a faultat. Bălan se ridică. A fost un faul din spate cu intenția clară de a opri acțiunea de atac a Rapidului. Numai că arbitrul a lăsat bine avantaj. Rareșilie acum, evitându-l pe Fedele, pasă la margine. Bălan. Centrarea lui Bălan imprecisă. Centrare prea tare, dar este aruncare de la margine pentru Rapid. Petrescu văd că nu ia nicio măsură disciplinară pentru incidentul de mai devreme. Iată o acțiune bună acum și șutul care se duce în plasa laterală. Rapidul deschide scorul. Șut formidabil. Șut tras perfect. De cine? De Albu. Te-ai așteptat, de aceea am și ezitat. Nu te-ai fi așteptat la o asemenea finalizare din partea lui Alexandru Albu, jucător ocupat mai degrabă cu stoparea atacurilor adverse. Albu apare nemarcat în careul advers și trimite o minge plasată excelent. Minge în plasa laterală. Craiova condusă 1-0 la, cred că, al doilea șut pe poartă tras de Rapid. Craiova începe cu această minge de la centru. Rapidul are 1-0 și jocul curge din nou, așa cum și la imaginat, sau așa cum și-a dorit mai degrabă Miță Iosif. Rapidul are 1-0 și poate vedea acum liniștit de apărare. A fost Găman cu această pasă bună în flanc, în panul, încercând să treacă de Goge. Pas înapoi, centrarea lui Vlădoiu, centrare înaltă. Duel aerian câștigat de Săpunaru. Carnat nu reușește preluarea pe care și-a dorit-o. Craiova rămâne în terenul advers, aruncă de la margine. Bancu s-a demarcat bine Vătăjelul, care trage cu piciorul lui drept, piciorul slab. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Sandro Albu, autorul golului. Din nou Albu. Crepulia patrulând acolo în fața apărării. Cristei. Pasă bună
Bălan. Încar de la margine pentru Rapid. Istor cu această pasă înapoi spre Screciu. Bătăjelu are dificultăți și cartonaș galben primit de Belu. Greșită a lui Nistor, însă nici Bălan nu știe să profite de acest moment. Pedele, Nistor luat în primire de Ilie. Prost o minge pe care Cristei era cât pe ce să o recupereze. A stat bine la intercepție. Urcă Bancu. Meciul devine foarte greu pentru Craiova. Rapidul, singura echipă care nu a primit niciun gol până acum în această ediție de campionat. Echipă cu o organizare foarte bună în apărare. Miță Iosif plecând de la ideea de bază. Important este să nu luăm gol. Mai vedem apoi ce se întâmplă în atac. Și deocamdată se întâmplă multe lucruri bune în atacul Rapidului. Ca și acum, această urcare a lui Cătălin Cristei. Pasa lui Cristei, Bălan în offside. Bălan în offside, semnalizarea asistentului Mihai Marica. Găman se plânge de o intrare a lui Albu. Iar Pliaceli se pregătește să degajeze. Pliaceli, portarul care a salvat pielea Craiovei etapa trecută. Craiova a jucat cu gaz metan. Câștigat până la urmă cu 1-0, dar Pliaceli a reușit să apere o lovitură de la 11 metri. Roman, Screciu, Dele, Mister Găman urcă. Rapidul cu toată echipa în terenul propriu, toată echipa cezată bine, Marcovici, este un foul și este foul întâi, se ridică și Fanionul pentru o voie de offside, dar întâi a fost faultul și Radu Petrescu ia decizia să dea lovitură liberă, decizia corectă. Este a doua echipă în istoria ligii întâi care nu ia gol în primele 6 etape.
prima a fost Steaua în sezonul 93-94, 8 etape fără gol. E drept că etapa a 5-a, atunci în acea ediție, a fost amânată. Etapa care, culmea, Steaua chiar a primit gol de la Gloria Bistrița. Șuturi ale lui Gustavo, amândouă blocate de zidul masiv al Rapidului. Bancu încercat Fedele să se demarce, e respinsă de Belu. Deposedat, a fost deposedat Nistor de Bălan. Din nou atac rapid, energic al gazdelor și intervenția lui Găman, corectă, îl deposedează pe Adrian Bălan. Centrarea lui Albu, prinsă de Piliaceli, nu era niciun coechipier în zonă. Piliaceli iese cu mingea din careu și încearcă această degajare. De multe ori Piliaceli funcționează mai degrabă sub impulsul temperamentului său. De exemplu, această lansare chiar n-a avut niciun rost, plus că aveai oameni lângă tine care puteau începe construcția incipientă. Șut nereușit a lui Câmpanu. Șut cu stângul. Câmpanu și-a părăsit zona din flancul drept, intrus în zonă centrală. A fost lovită greșit. Rapidul joacă liniștit la depostul acestui 1-0. Un gol neobișnuit al lui Albu, care sezonul trecut a avut două reușite pentru UTA în meciurile cu Hermannstadt și cu FC Argeș. Rapidul ocupă toată lungimea frontului de atac, mai că acțiunea eșuează și iată-l acum pe Câmpanu în duel cu Crepulia. Cât de rapid a ocupat Crepulia acea zonă din flancul apărării. Cristei era prins în față, iar Crepulia s-a lăsat acolo lângă tușă ca să-l ajute pe Goge și a reușit și deposedare. Aruncată peste apărare pentru Vătăjelu, care sare la cap, prinde Moldovan, oricum Vătăjelu era în offside. Bogdan Vătăjelu a venit acum 2 ani, acum 2 veri, de la Sparta Praga. Praga a jucat 34 de meciuri, după care a fost împrumutat la Iablonec, adversarea CFR-ului din acest sezon de Conference League. Vătăjelu. Bancu. Fuge de angajament al lui Bancu pentru Câmpanu. Primește Albu. Spatele la joc, reușește să trimită la Carnat. Carnat cu o preluare frumoasă, elegantă, pe lângă Bancu. Bancu faultează. Surprinzător, Rapidul a ieșit cu construcția, a ieșit la joc cu construcție de la nivelul fundașilor. Surprinzător pentru o echipă care, în primul rând, vrea să nu primească gol, echipă care are 1-0. Iată-l pe Carnat. Carnat! Aproape că reușise să treacă. Carnat cere vehement corner. Arbitrii sunt de altă părere. Vătăjelu presat, strivit acolo lângă tușă. Duelul a fost corect. Nistor
Primește Gustavo. Văluie Vlădoiu, primește Vlădoiu, centrare pe jos a lui Vlădoiu, respinge Săpunaru. Gen out. Nou Vlădoiu. Timpanu. Jovan Markovic, țin cam lent. Din nou, pasă foarte bună dată de Nistor. Dacă Markovic pleca mai devreme sau era mai iute, putea să rămână singur cu portarul. Carnat. Carnat se pierde în acest duel cu Vătăjelu. Vine și ajută și Gustavo. Fedele. Atacat din spate de Rare și Lie. Pungăman. Bancu. Vătăjelu dă și pleacă. Vădoiul nu iese pentru că se apără bine Belu. Stopat de Belu, Gustavo protejează mingea și obține cornerul. Craiova nu are niciun gol marcat din faze fixe. Toate cele 7 goluri au fost din acțiune. Câmpanu cu efect, nicio problemă pentru Horatiu Moldova. În primele 6 etape, Rapidul a arătat o mare eficiență în atac. Primele 6 etape a avut doar 22 de șuturi pe poartă, 22 de șuturi cu care a făcut 16 puncte. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Am pierdut de Carnat, care a schimbat zona, a făcut schimb cu Clistei. Clistei joacă acum în flancul drept. Crepulia. Screciu. Apoi la Piliaceli. Bancu atacat de Clistei. Craiova încearcă să lungească la maximum frontul de atac. Ambii fundași urcați, terenul advers, iată-l pe Bancu, foarte aproape de tușă, primește Nistor, Gustavo, Nistor din nou, pasa bună, foarte bună a lui Nistor, Câmpanu, încearcă să-și facă culoarul, șutează Câmpanu, destul de aproape de stâlp. Acțiune destul de simplă și destul de eficace a Craiovei. Câmpanu își abandonează constant locul din flanc, pătrunde în diagonală cu mingea pe piciorul stâng, cercând să finalizeze. A sărit Screciu, a sărit fals.
și și-a dobărât adversarul. Radu Petrescu decide lovitură liberă pentru fault asupra lui Adrian Bălan. Este Belu. Tot el aruncă de la margine. Corner pentru Rapid. Centrala lui Belu, deviată în afara terenului de Fedele. Poate rare și Ilie. Ilie a jucat puțin etapa trecută la Botoșani, dar a făcut-o într-o manieră remarcabilă. A dat pasa decisivă la primul gol. A sărit peste minge inteligent la golul 2. Rare și Ilie. Acest corner bătut bine, cât pe ce să dea cu capul Albu. Și Radu Petrescu vede un fault în atac. Demarcare bună a lui Gustavo. Reușește însă Nistor. Nistor a vrut să accelereze, a dat din prima o pasă către Vătăjelu. A fost recuperată de Rapidiști, dar acum lansarea către Adrian Bălan este prea lungă. Fedele vine să-l atace rară și Lie. Fedele, Nistor, Craiova așteaptă de la Nistor lumina din atac. Nistor cercând angajarea aceluiași Gustavo. Merge câștigată de Carnat, dar scăpată de sub control. Screciu apare bine la intercepție. Nistor din nou. Craiova atacă. Rapidul este cu defensiva destul de sus. O defensivă care se retrage acum ordonat, păstrând linia. Greu de combinat. Și iată șansă. Șansă pentru Rare și Lie. Bun driblingul, bună și pasa. Foarte bună pasa. Urcă, iată Crepulia, care însă este nevoit să paseze în spate. Listei, încercând să strecoare mingea. Acum Gustavo, Săpunaru, supravighindu-l pe Zoran Marković, care ratează pasa. O situație favorabilă pentru Craiova, dacă reușea să îl găsească pe Gustavo. Asta ar fi fost interesantă. Nistor. Săpunaru este cel care dă tonul apărării, el este cel care stabilește exact distanța la care să se apere linia defensivă. În funcție de el se aliniază și ceilalți. Bancu, bună preluare, șutul cu dreptul. Pasă frumoasă, reușită de fundașul stânga al Craiovei. Cu 36. Braciu Moldovan lasă mingea din mână. Degajează către Bălan. Devierea lui Bălan nu găsește niciun coechipier. Ilia Celi. Nistor din prima, ce pasă frumoasă. Primește Vlădoiu. Cercată centrare cu piciorul stâng. Moldovan salvează mingea.
Care rămâne în teren, Vlodoiu. Apare bine acolo Albu. Albu se bate pentru această minge, pe care Rapidul o va repune de la margine. Nu vine nimeni să aruce să execute acest aur. Rapidul începe să o lase mai domol, să prelungească întreruperile meciului. Cristei piedicat să sară de Vlădoiu. Screciu pune în cursă pe Bancu. Pleacă în profunzime Vătăjelu. Sprintează Vătăjelu. Îi taie calea Dandea. Cade Dandea. Radu Petrescu prins cam în spate, dar nu cred că e de vină. Acțiunea a fost rapidă. Radu Petrescu decide că Dandea a fost faultat. Bună degajarea lui Piliacelli. De fapt a fost o pasă foarte precisă către Nistor. Nistor așteptând să vadă un om liber. Să-i greu să te demarci într-o apărare atât de densă și mobilă în același timp a giuleștenilor. Urcă Găman. Fedele. Din nou Nistor. Gustavo așteaptă undeva în zona centrală. Iată-l primind. Gustavo tamponat de Săpunaru. Primește Bancu. Centrarea lui Bancu nu trece. Care de la margine. Potăjelu. Zona Markovic. Când pe sub minge, la fel și Bălan. Diagonală prea puternică. Carnat ține de minge. Observați cât de lungi sunt aceste întreruperi de meci atunci când Rapidul trebuie să repună mingea în joc. Nu reușește să-l oprească pe Rareș Ilie. Rareș obține această aruncare de la margine. Belu. Carnat. Fenta lui Carnat. Belu din nou. Rareș Ilie. Combinație rapidă. Oprită însă de intervenția lui Fedele. Are 5 oameni acolo în zona de teren în care se joacă mingea. Reușește centrarea, lovitura de cap a lui Cristei. Centrare reușită și intervenție bună a lui Piliacelli, care lansează rapid atacul. Bună pasă, bună pasă pentru Gustavo. Gustavo la colțul careului. Șutul însă este modest, exact în brațele lui Moldovan. Legate, două faze frumoase. Bancu. Piliacelli n-are răbdare. Aruncă această minge pentru Bancu. Foarte bună pasă lui Bancu. Arbitru lasă avantaj. Lasă avantaj Zoran Markovic. Cade, alunecat Zoran Markovic. Cred că s-a lovit și la față. Și acum intervin medicii.
medicii ambelor echipe. Acolo cred că Beluș va lua un cartonaș galben și mai are unul. Belu în pericol. Belu în pericol. Radu Petrescu așteaptă să se ridice fundașul dreapta. Galeria presimte dezastru, galeria Rapidului. Simte acest pericol. Știe că dacă Belu e al doilea avertisment, va fi eliminat. Da, e și cartonașul roșu în mâna lui Radu Petrescu. Da, Belu eliminat în acest minut 43. Iată că din toată linia defensivă a Rapidului, care nu a luat gol vreme de 6 etape, a rămas în teren doar Săpunaru în această partidă. Restul sunt suspendați și eliminați. Iată o scenă acolo care nu trebuia să se întâmple. Săpunaru îl bruschează pe delegatul Craiovei. Cred că este vorba despre Lucian Pretorian. Craiova ar face bine să-și ia oamenii de acolo și să lase lucrurile să se potolească, pentru că n-au niciun rost aceste ciondăneli, cel puțin pentru ei. Gestul lui Săpunaru, în mod normal, ar trebui să fie pedepsit de arbitru. E bine, cred că de acum încolo Rapidul va intra în tranșee. Da. Radu Petrescu este cu un cartonaș galben în mână, pe care probabil că îl va arăta lui Săpunaru pentru acea bruscare a lui Pretorian, dacă nu mă înșel. Cartonaș galben a arătat și lui Gustavo, care are mai are mult până să capete alura unui luptător. Încă un galben a arătat cuiva de pe bancă, de pe banca lui Reghecamp. Acolo sunt Dragoș Bon, mai e Țermure, mai e Viorel Dinu. Nu-mi dau seama exact cui a fost arătat acest cartonaș. Poate voi care vedeți transmisiunea TV aveți mai multe șanse să vă dați seama. Și-a dat Rapidul în inferioritate numerică. Repet, va lupta la baionet acum ca să păstreze neatinsă poarta lui Moldovan. Trei minute suplimentare are această repriză. Să Ioții îl va trimite în teren pe Romario Moise. Și iese Bălan. Mișcare logică. Rapid renunță la vârful de atac. Și trimite un om, probabil acolo, în flancul drept, care să compenseze absența lui Belu. Să vedem ce va face Reghecamp, dacă va renunța la unul dintre stoperi. Rare și Lie rămâne probabil jucătorul cel mai avansat al Rapidului. Câmpanu
Fedele, Fedele mult mai avansat, încearcă șutul de la distanță. Prinde Moldovan. Nistor, pasând la margine. Tăpanu, Vlădoiu este în flanc, primește Zoran Marković, urmărit de Săpunaru. Zoran Marković cu o fentă reușită la de Săpunaru. Marković este acolo, cerându-și iertare. Radu Petrescu sprintează spre locul a căzut Săpunaru. Acolo este Hlistei, care probabil a pus presiune pe asistentul George Neacșu. Și se termină o repriză care a început spectaculos. A fost golul splendid al lui Albu, apoi Rapidul a închis jocul, dar din nefericire pentru giuleșteni, Belu a luat două cartonașe galbene. Atenție, Belu era singurul jucător avertizat al Rapidului până la acea fază la care a primit al doilea galben. Rapidul se pregătește de un asediu al Craiovei în repriza secundă. Așa că așteptăm cu interes să se termine pauza.
fundbalist cu profil ofensiv, care știe să lege jocul. Iar Bayram ocupă flancul stâng. În aceste condiții Bacu rămâne fundaș stânga. Schimbări post pe post, practic. Începe priza a doua. Craiova atacă la poarta din dreapta. Bancu înapoi. Screciu. Pasă imprecisă, Găman nu mai ajunge, dar acolo este Vlădoiu. Se duce din nou în zonă centrală, Câmpanu. Se apără aglomerat Rapidul, se apără Mobil. O degajare care trimite mingea în terenul Craiovei. Acolo este Găman. Pleacă în flancul stâng, pleacă foarte bine Bancu, pătrunde Bancu, centrează pe jos Bancu, nu este nimeni acolo de la Craiova care să fructifice această minge. Surprinzătoare demarcarea lui Bancu, surprinzătoare lipsa de atenție în flancul drept pentru Rapid. Bayram. Acolo este Romario Moise. Bayram înapoi la Bancu. Nistor. Vlădoiu. Trebuie să dea drumul repede la minge. Era atacat de Cristei. Nistor. Screciu. Greciu are și veleități de mijlocaș, a jucat pe acest post. Pleacă din nou Bancu, excelent angajat de Nistor Bancu. Centrează lovitură de cap încercată de Zoran Markovic. Mingea se duce peste. Este a doua oară în decurs de două minute când Bancu apare demarcat acolo în flancul stâng. Romario Moise nu este fundaș dreapta de meserie. Acolo este probabil o manevră care îi asigură Craiovei superioritatea în flanc. O manevră colectivă care îl lasă liber pe Bancu. Vedem dacă mai încearcă Craiova să facă asta. Să ne dăm seama ce se întâmplă. Pătrunde Nistor. Scoate pentru Bayram. Bayram faultează. Lovitură liberă dictată de Radu Petrescu. A fost o petardă care a căzut chiar lângă portar. Portarul Piliaceli se ține cu o mână de picior, mai înainte se ținea cu ambele mâini de urechi. Petarda a căzut la câțiva centimetri de el, o petardă puternică care probabil că l-a lăsat fără auz, îl va lăsa fără auz o perioadă de timp, dar este un gest absolut inconștient venit din galeria giuleșteană. Piliaceli pur și simplu rănit de acea petardă. Este chemat capitanul giuleștenilor, Săpunaru. Probabil că arbitrul vrea să stea de vorbă cu el, să-i spună niște lucruri. Face apel la el să calmeze și să spună galeriei că un incident asemănător îl va determina pe arbitru să ia măsuri. Care a căzut extrem de aproape de Piliaceli. Mi-aduc aminte de un incident asemănător cu Lewandowski în prim plan la cealaltă poartă, prilejul acelui România-Polonia. Atunci petarda a fost de dimensiuni mai mici, de forță mai mică. Lewandowski s-a făcut un adevărat circ, a stat mult pe jos și România
Mi se pare că a jucat niște meciuri apoi fără spectatori. Miliaceli s-a ridicat. Este interesul Craiovei ca meciul să aibă cât mai puține întreruperi sau dacă sunt întreruperi să fie cât mai scurte. Dandea trimite această minge lungă. Au de poartă. Pleacă Vlădoi în flancul drept. Ezită Găman și pasează rău. Craiova forțează în atac. Își trimite interii acolo în prima linie ofensivă. Gustavo Vână completează ofensiva lui Marcovici și Câmpanu. Iată-l pe Gustavo, a ajuns acolo în zona centrală, încearcă să pătrundă Vână cât pe ce să reușească. Lovitură liberă dictează Radu Petrescu. Sare la minge, trimite la Gustavo, sprintează Marcovici, Marcovici întâmpinat de Săpunaru, Marcovici încearcă pe partea închisă, Săpunaru se apără acolo și obține și corner, obține și autul de poartă. Au dispărut copiii de mingi. Craiova are nevoită să facă acest serviciu pentru care Rapidul nu-și îndeplinește datoria de echipă organizatoare. Încă două schimbări va face Reghecanf. Intra Ivanov și Colici. Este Vlădoiu între Ivanov și este și Gustavo. Gustavo fără mari realizări, dar totuși fotbalist care avea potențialul să dezechilibreze apărarea. Intră un vârf de atac de Careu. Colici cât pe ce să ajungă la această minge recâștigată de Craiova. Acolo este un fault al lui Cristei, sigur că da. Arbitrul întoarce însă faza. Câmpanu a fost doborât inițial. Clistei faultase lângă linia careului. Fază care însă cred că a fost trecută cu vederea de cei doi arbitri, asistentul Marica și de centralul Petrescu. Lovitură liberă. Revine Colici. Tot cu un foarte bun joc de cap. Rău această centrală respinsă în corner de Dandea. Apărare om la om a Rapidului, un jucător la prima bară, un libero care este carnat. Goge trimite
din nou în corner. Dandea și Săpunaru foarte atent la mișcările lui Colici. Colici încercând să scape de marcaj. Înger respinsă de apărarea Rapidului. Iliaceli probabil că se va plictisi în această repriză. Un balon care ajunge în flanc. Centrare reluată cu capul de Marcovici. Cred că i-am zis Zoran. El este Jovan. Jovan Marcovici. Mai am un cadou de făcut de Paști. În continuare, nu pot să sincronizez comentariul cu imaginile pe care le vedeți și voi. Nu ne funcționează monitorul. O defecțiune pe care tehnicienii noștri încearcă să o remedieze. Screciu. Nistor. Primește de la Bancu. Marcovici este și în zonă. Primește bunul 2-ul cu Bayram. Bayram în bară. Vine șutul, încă bară. A fost șutul lui Nistor. Minge respinsă de portarul Horațiu Moldovan în transversală. Fază de mare spectacol. Apărarea eroică a Rapidului rezistă, ajutată însă și de noroc. Foarte bună combinația dintre Bayram și Marcovici. Excelentul doiul. E drept că Bayram putea să paseze. Avea om de marcat foarte aproape de poartă. A preferat să dea la poartă și n-a făcut-o rău deloc. Din bară mingea a ricoșat la Nistor. Nistor șutează. Moldovan deviază mingea în transversală. Fază de mare dramatism la poarta Rapidului. Centrarea lui Câmpanu. Câmpanu ține mingea în posesia Craiovei. Vână. Ivanov joacă mijlocaș dreapta. Ivanovici. Nu, Marcovici. Marcovici, minge degajată. Sprintează din toate puterile Albu. Iliaceli cât pe ce să se încurce. Și apărarea Rapidului pare să fie un pic mai rarefiată. Din nou Bayram. Bayram încercând o trecere în viteză. Descoasă în afara terenului de Romario Moise. Din nou corner. Cât va mai rezista apărarea Rapidului? Presiunea Craiovei în creștere. O minge care a căzut formidabil în fața lui Colici. N-a avut reacție Colici și jocul întrerupt. Cu un jucător al Rapidului cu o lovitură. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. E posibil să asistăm de acum încolo la un întreg cortegiu de simulări, văicăreli, faulturi dure. E posibil. Ivanov. Trare scurtă lui Ivanov. Bancu. Bayram. Coborât și Carnaț, îl ajute pe Moise. Șut bine plasat. Continuă faza incredibil. Mingea trece printre picioarele lui Moldovan și se duce apoi paralel cu linia porții. Formidabil, formidabil norocul lui Moldovan la această fază.
Rapidul ieșind din apărare, vinge pentru Cristei, apărare la refiată. Cristei trece, cartonaș galben primit de noul intrat de Ivanov. Jucașul dreapta al Craiovei avertizat pentru acest fault asupra lui Cristei. Planetele rămân în continuare aliniate în așa fel încât Rapidul să nu primească gol. Doi oameni în zid. Săpunarul și-a așezat mingea. Lângă el este și Albu. Craiova lasă doi oameni aproape de linia de centru. Sunt trei jucători de la Rapid care stau pe lângă ei. Săpunarul va executa. Trimite slab. Mult peste. Pasează Nistorenko, pasă excepțională pentru Bancu. Minge trimisă în fața porții, nu ajunge nimeni la ea. Iar autul nu poate fi evitat. Încercat Câmpanu să țină mingea în teren. Petre Goge, meditând. Reghecamp cu o sticlă în mână, stând aproape de jucători. Craiova continuă să fie condusă în minutul 63. Bayram din nou în zonă centrală. Vine șutul, apără bine Moldovan. Încă o dată Moldovan și este out de poartă. Jucătorii Rapidului reproșează asistentului Marica un offside nesemnalizat. Cert este că formația olteană a făcut o mulțime de manevre care au surprins apărarea Rapidului. Apărare care a cedat de vreo 3 ori, dar a fost salvată de portar sau de bare. Iată-l pe Ivanov. Colici. Nu reușește să strecoare mingea Colici. Cade Săpunaru. Ridicat de Colici. Săpunaru primește mingea. Radu Petrescu are o discuție cu Goge, care probabil l-a apostrofat pe asistent, iar asistentul cu siguranță i-a transmis lui Radu Petrescu cele auzite. Săpunaru. Minge lungă, zona lui Cristei. Sare la cap Cristei, mingea a doua câștigată de Rapid. Cristei din nou, reușit să strecoare mingea pentru Rareșilie. Rareșilie, trecând pe partea închisă, rămâne la minge. Apare însă acolo, cred că Ivanov. Nu, a fost Câmpanu. Câmpanu a coborât să-și ajute apărarea. Jocul se mută din nou în jumătatea Rapidului. Bayram. Nistor. Bancu din nou liber în flancul stâng. Vine centrarea. O minge care îl lovește. Îl lovește pe... cine? Cred că Marković. Da. Marković primește cartonaș galben. A urmărit acest balon pe care n-a reușit să-l ajungă.
inerție, Marković nu se poate opri. Îl lovește pe portarul moldovan. Și mingea este în afara terenului, protejată de Goge. Petre Goge, a fost junior la școala de fotbal Gică Popescu, este la 11-a echipă în 9 ani de zile, dar Goge este la Rapid din 2017, când echipa era în Liga 4. Deci debite până la final plus prelungiri. Dacă Rapidul reușește să reziste până în minutul 75, atunci probabil sarcina va deveni, s-ar putea să devină mai ușoară, pentru că probabil Craiova va intra în criză de timp și de idei. Ușă pentru Craiova. Baiaram a ajuns în zona centrală. Câmpanu, dribling nereușit, te posedează Clistei. Clistei rămâne la minge. Acum Nistor. Ivanov, Câmpanu. Nistor, dar imediat s-au grupat vreo 5 jucători acolo în zona mingii, 5 jucători de la Rapid și giuleștenii ies acum din apărare, însă mingea este pierdută de Carnat, care a alunecat. Marković încercând pasa spre Baiaram izolat între doi adversari, reușește să iasă, este fault, un fault pe care îl vede Radu Petrescu, să vedem dacă ia și vreo măsură disciplinară. Foarte frumos a ieșit Baiaram dintre adversari. Da, faultul lui Romario Moise. Avem imagini pe monitor. Iar e bine. Minutul 68, lovitură liberă. Rapidul cu 7 oameni, 8 oameni în careul propriu, plus portarul. Pleacă centrarea, minge prelungită, imprecis, însă pe spate de Bancu. Stâng. Primește Bancu. 1-1 cu Moise. Urca și Baiaram. Bancu. Nistor. Bancu. Centrează slab Bancu. Centrare pe jos. Nistor a dat o mulțime de pase bune în această depriză secundă, în special pentru Bancu. Nistor încearcă să-l angajeze pe Marković. Iova Marković cam imobil. Jare înaltă. Încearcă, iată, Câmpanu. Nu mai vine nicio minge de la margine. Nu e deplorabil comportamentul ăsta. Nu poți să ascunzi copiii de mici și sunt sigur că își vor mai face apariția ei atunci când va fi nevoie de a doua minge în teren. Sunt
tertipuri de Liga 3-a. Bayram. Bayram are culoar, Bayram șutează alături. Bayram, probabil următorul produs de export al Craiovei, echipă care a vândut foarte bine în ultimii ani. Este probabil echipa care a reușit cele mai consistente încasări din vânzările de jucători. Doar pe 3 jucători a încasat 22 de milioane. Mihăilă 8 milioane jumate, Cicâldău 6 milioane, Mitriță 7 milioane și jumătate. Mister greșește a doua pasă de data asta. Nu știu dacă a mai fost altcineva de vină. Ivanov. Vână. Ivanov din prima. Golic. Acolo apare bine Goge. Jason out. Craiova are 3 jucători menținuți acolo în careu. Vână așează mingea. Câmpanu, fentă frumoasă în fața lui Cristei. Pasă pe jos. Nistor. Șutează. Nu, pasează Nistor. Pasează pe culoar. Să Bayram nu a reușit să ajungă la minge. Și acum Moldovan, portarul adus de la UTA această vară. Moldovan a fost portar la Șepși, a fost la CFR, însă nu a jucat la niciuna din aceste două echipe în Liga 1. Se demarcă Marcovici, mește Marcovici, încearcă să pătrundă, a rămas fără minge. Aruncare de la margine pentru Rapid. Ivanov atacat destul de dur de Cristei. Lovitură liberă fără măsură disciplinară. Rapidul pregătește două schimbări. Grecul Nastos și Alexandru Florică. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Tânărul Florică, un fundaș de 18 ani. Intră Nastos în locul lui Carnat. Intră Florică în locul lui Rareșilie. Se betonează în continuare apărarea Rapidului. Au ieșit doi jucători de la mijloc în sus. Chiar ofensiva, zice Carnat și Rareșilie. Între doi apărători, grecul Nastos și tânărul Florică, 18 ani.
Odată offside-ul semnalizat de Marica, pentru Marica. Offside sau hands, nu-mi dau seama exact care a fost incorectitudinea. Degajare lungă a lui Moldovan, minutul 76. E, de acum încolo, cred că acum încolo, cred că meciul nu se mai câștigă cu mintea, câștigă cu inima. Bună demarcarea lui Marcovici, singur în mijlocul careului, șutează modest, mingea pare să fie deviată, corner. Marcovici, două goluri marcate în acest început de sezon, unul dintre golgheterii Craiovei, jucător convocat la națională. Corner Craiova. Lovitura de cap, mingea trece din nou pe lângă stâlp. Ratarea lui Colici, care vine fără marcaj. Este certat Hristei, nu știu dacă el e de vină. Colici vine fără marcaj la acest corner. Iată, dar chiar nu e nimeni acolo, nici la Bayram nu e nimeni. Colici șterge mingea. Și în continuare, parcă un câmp magnetic protejează poarta lui Horatiu Moldovan. Mingile trec pe lângă sau lovesc barele. Incredibil de palpitant este acest final. De fapt, toată repriza a fost palpitantă. Rapidul încercând să reziste în inferioritate numerică. Repet, din minutul 42, Belu și-a lăsat echipa în 10. Prin spatele porții Marcovici negășit, necăjit că nu-i iese jocul. Acest atacant revenit după împrumutul de la Clinceni, a jucat acolo 26 de meciuri, a dat 5 goluri sezonul trecut. Jovan Marcovici, un atacant român de origine sârbă, născut la Belgrad în 2001. Cred că a obosit Nistor. A treia pasă greșită în ultimele, aș zice, 10 minute. 79. Listei, izolat între adversari, nu poate ține de minge. Bayram a ajuns în zona centrală. Pasă neglijentă a lui Ivanov. Minge câștigată de Albu. Albu așteaptă să fie înconjurat de adversari. Nu. Pasează până la urmă. De apoi după Câmpanu. Vână. Ce înseamnă devotamentul. Trei jucători de la Rapid au apărut instantaneu lângă Vână. Și l-au oprit din acțiune. Ivanov. Nistor, Bancu. Genalta lui Bancu, trebuie să greșit în brațele lui Moldovan. Ce vă spuneam, nu vor mai fi multe combinații subtile. Vor fi mai degrabă mingi aruncate în careu. Rezolvări prin forță ale acțiunilor ofensive. Prin forță sau prin detentă mai degrabă. Colici, care este un specialist al jocului de cap, a ratat dintr-o situație extrem favorabilă. Câmpanu, doborât de Goge. Lovitură liberă. Nistor se grăbește să bată. Petrescu indică de unde trebuie executată lovitura liberă. Un
singur om în zid, Clistei. Apărarea Rapidului la 16 metri. Ivanov și Nistor, lângă minge, o să bată Nistor precis. Încearcă pe poartă, trimite alături. Reghecamp face, dacă nu mă înșel, o ultimă schimbare, într-adevăr. O ultimă schimbare. Iese Screciu. Reghecamp, iată, renunță abia acum la un apărător. Și intră Vasile Constantin. Vasile Constantin, omul care a dus o victorie in extremis în partida cu Clinceni de acum, dacă nu mă știu, de acum două sezoane. Partidă câștigată in extremis de Craiova, 3-2. Vasile Constantin a înscris la ultima fază cu un șut fabulos și interesant este că a fost primul meci al lui Vasile Constantin în Liga 1. A fautat Bancu. Mare greșeala lui Bancu. De aceste fauturi profită la maximum Rapidul, întrerupând meciul. Iliacelii stă undeva la 6 metri. Se trage de timp la greu. Cartonaș galben primit de Albu. A stat bine teren Bancu, el a reușit să respingă acest balon, a ajuns acum la Nistor. Nistor, trimițând la margine Câmpanu, atacat de Clistei. Vână, rămâne undeva în urmă, centrare înaltă, lungă, control bun al lui Bayaram. Apare și Bancu. Bancu, minge pe piciorul drept, pasă la Nistor. De la Nistor la Câmpanu, șutează Câmpanu, minge care lovește bara și intră în poartă, să vedem, este gol, nu este offside, este gol marcat de Marković. Jovan Marković face 1-1. Atacurile neîntrerupte ale Craiovei în sfârșit își găsesc concretizarea. Se grăbește să-și ocupe pozițiile în terenul propriu pentru că vrea mai mult. Primul gol primit de Rapid în acest sezon este înscris de Jovan Marković. Încă o dată șutul, nu este offside, nu reușește să prindă Horațiu Moldovan o minge care mie mi se pare totuși parabilă. Îi sare din braț în bară, a câta bară oare a Craiovei. Și Marković, inspirat, este acolo, trimite cu capul în poarta goală. 1-1. Al treilea gol marcat de Marković în acest sezon, este golghetenul Craiovei în acest moment. Iar Rapidul, repet, iată, cedează, primește gol după 6 meciuri și 82 de minute. Iliacelii și în fața fundașilor era chiar mai avansat decât Nistor. Vână. Nistor aruncând mingea și este o de poartă. A căzut Marković. El cu Romario Moise, dacă nu mă înșel, pasă bună dată de Nistor. Dacă nu e fault,
este cartonaș galben. Acolo este un contact. Părerea mea că acolo este un contact. Moise, mi se pare că atinge piciorul lui Marković și pune piedică. Radu Petrescu, aflat foarte aproape, decide că nu este fault. Pasa lui Vână, aproape bună, nu e bună, e prea puternică. Vână în continuare prea puțin conectat la jocul echipei. Este o lipsă de implicare care îl trage mult înapoi pe acest mijlocaș al Minter talentat. Vână a fost pariul lui Hagi, a fost adus la Viitorul. Respins cu pieptul Găman, dar n-a făcut-o prea bine. Pasă cu călcâiul neinspirată, minge ajunge la Clistei. Clistei se bate cu cine? Cu Vână. Cu Biliaceli. Nistor. Minutul 87. Craiova vrea toate punctele. Nistor. Minge aruncată peste apărare. Foarte bine pentru Bancu. Controlul lui Bancu este însă imprecis. Aruncarea de la margine. Nistor. Găman. Apoi la Nistor. Vână. Bancu așteaptă în flanc. Nu, n-a fost Vână, a fost Bayaram. Din nou Bayaram, cercând să dribleze trei oameni. Greșește Bayaram. Scapă mingea de sub control și faultează. Mare greșeală. Bayaram certat de Bancu pe bună dreptate. Apar grampele. Mare greșeală face Bayaram. În loc să lase jocul fluid, încearcă să dribleze trei oameni, pierde mingea și apoi faultează. A greșit tot ce se putea. Aurențiu Reghecanf a revenit în România după 4 ani petrecuți în golf, în Arabia Saudită și în Emirate. Încă un atac al Craiovei, condus de Nistor. Bayaram. Vasile Constantin are șut bun, trage de la distanță, minge deviată. Degajează Goge, care am impresia că are crampe, crampa are și Clistei. Și arbitrul trebuie din nou meciul. Așa o să o ținem până la final. E drept că Rapidul are un lot destul de uzat. Nu, are o echipă uzată. Are o echipă bună. Lotul însă e slab. Rezervele nu sunt de același nivel. Iar acum că apar absențele, mai ales în linia de apărare, apar și problemele. În această seară, Rapidul a reușit totuși să se mențină destul de compact în apărare. Și dacă n-ar fi fost, aș zice, eroarea lui Moldovan, cred că Moldovan putea să facă mai mult la acea minge care i-a sărit peste braț și s-a dus în bară. Dacă n-ar fi fost acea eroare, poate că și acum Rapidul ar fi avut 1-0. Dar, repet, Rapidul, cel puțin până la această partidă, era echipa cu cei mai puțini jucători utilizați în primele 6 runde, doar 19 fotbaliști. Este o informație care vine de pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal. Ivanov. Câmpanu. De la Câmpanu a plecat faza golului. El a tras, el a șutat pe poartă. Primește Ivanov, bine angajat. Centrare a lui Ivanov. Minge trimisă pe spate. Recuperează Nistor. Nistor încercând pasa printre. Prea sofisticată ideea lui Nistor.
pasă printre, la care Bancu n-a avut cum să ajungă. Ultimele 4 minute. Puține minute arătate de Radu Petrescu, după părerea mea. Dacă s-a tras de timp, încă de prin minutul 30. În fine, contează doar întreruperile din această repriză. Încercarea lui Bayram de a-l angaja pe Vasile. Ce pierdută. Urmează Vasile Constantin. Șut de la distanță. Formidabil! Formidabil acest șut care se duce în vinclu. Și Colici face 2-1. Un șut teribil în vinclu. Aduce, cred, cele 3 puncte Craiovei. Reghe cam respiră ușurat. 2 goluri înscrise într-un interval de 8 minute. Din minutul 82 până în minutul 92. Sunt 10 minute. 2 goluri marcate de Craiova. Rapidul, cred că a resimțit în plan psihic, a resimțit acut golul egalizator reușit de Marcovici. Formidabil această bombă a lui Colici. Care își face o revenire triumfală. Primul gol al lui Colici în această stagiune. Începe să plouă cu obiecte din tribune. Tot felul de sticle, de plastic. Unele dintre ele sau mai toate pline. Iată ce e acolo. Totul e bine când tabela arată pentru Rapid. Când lucrurile se schimbă, se schimbă și atitudinea suporterilor. Din păcate. Avem aici acest doi la Erian, acuzat de gazde și de galeria lor, dar pare să fie o minge la cap, câștigată corect de apărarea Craiovei. Elvin Colici, folosit în ultimele 3 meciuri câte 25 sau 35 de minute. Iată, reușește să spargă gheața în acest sezon cu un șut formidabil. Minge la adâncime. Sile Constantin. Centrare respinsă de Dandea. Găman. Trimite cu capul. Sare Colici. Câștigă duelul aerian. Colici din nou, dar... acolo este o fază confuză și decizia arbitrului care îl enervează pe Dandea și șutul acestuia după fluierul arbitrului este penalizat cu un galben. Și-a luat multe galbene jucătorii Rapidului. Repet, cred că problemele vor apărea atunci când Rapidul nu va mai putea alinia garnitura de bază. Când vor apărea suspendările sau accidentările. Astăzi Rapidul înregistrează prima înfrângere, probabil. Da, este prima înfrângere. Craiova câștigă 2-1.
prima înfrângere în care Rapidului i-au lipsit mulți oameni din apărare. Doi oameni la început de meci. Plouă cu sticle, este inadmisibil totuși. Plouă cu sticle din tribune. Probabil că, da, sunt loviți și stewardzi. Este urât ce se întâmplă. Plouă cu sticle. Ar trebui ca oamenii de ordine să nu mai permită intrarea în stadion cu sticle fără dop. Cu sticle cu dop, pardon. Scuze. Ionuț Voicu dând mâna cu oamenii săi, cu adversarii. Craiova câștigă in extremis cu 2-1, o dispută pe care merita să o câștige, pentru că a avut o mulțime de ocazii. 2-1, două goluri marcate în minutele 82 și 92 de Markovic, după șutul formidabil al lui Câmpanu, și de Elvir Colici. În minutul 42, Belu a fost eliminat. Albu a deschis scorul pentru Rapid cu un șut neașteptat pentru un mijlocaș cu potențialul său tehnic. Prima înfrângere a Rapidului, primele goluri încasate în această ediție de campionat, și Craiova pleacă cu toate punctele de pe Arena Națională. Suntem Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!